Ai panouri fotovoltaice și te plângi că atunci când pompezi energie în sistem ești plătit prea puțin? Poate că atunci comunitățile de energie sunt pentru tine. Haideți să vedem în acest video de ce unii oameni vor comunități de energie și dacă nu cumva ești unul dintre ei. Cei care aveți panoul solare știți. La prânz, când panourile produc energie și o pompați în rețea, sunteți plătit cu aproximativ 25 de bani pe kilowatt-oră. Seara însă, când panourile nu merg și trebuie să trageți energie din rețea pentru lumină și restul, plătiți de 4 ori mai mult, adică circa 1 leu pe kilowatt-oră. Mulți sunteți supărați, vă simțiți trași pe sfoară și poate dați vina pe distribuitorul de energie, pe guvern, pe UE sau mai știu eu pe cine. Înainte însă, ar trebui să înțelegem de ce este așa. Iar realitatea este că distribuitorul de energie trebuie să dea instantaneu energia pompată de voi la un alt consumator, adesea în alte țări și la mii de kilometri distanță. Iar asta costă. De ce? Pentru că există puține sisteme de stocare a energiei. Pentru scopul acestui video le putem ignora. Iar energia circulă de la producător la consumator cu viteza luminii. Asta o știu de la Richard Feynman. De aceea nu e timp de stat pe gânduri. Energia trebuie distribuită imediat către un consumator. Uite, să zicem că ești în Spania, un campion în energie fotovoltaică. Bine, e și soare acolo. La prânz, panourile dau energie, dar oamenii sunt plecați de acasă. Energia se urcă în sistem, ești un prosumator. Distribuitorul trebuie neapărat să scape de această energie. Fie la o fabrică energofacă, fie pe undeva prin Turcia, unde a venit seara și oamenii încep să dea drumul la lumină. Se folosesc rețele lungi de transmisie, se plătesc taxe adiționale dacă se trece granița, etc. Sunt costuri. Seara, când spaniolii folosesc energie, ea nu va mai veni de la panouri, ci de la un producător care a produs-o instant cu câteva milisecunde înainte. Vă aduceți aminte că energia circulă cu viteza luminii. Tu, ca distribuitor, trebuie să vezi cine este acel producător. Și îl găsești poate în centralele nucleare din Franța. Alt preț, altă țară, alte taxe. În final, distribuitorul nu are cum să primească și să-ți dea ție înapoi energie la același preț, pentru că are cheltuieli cu distribuirea energiei, pe care trebuie să o facă în continuu. Ție, care ești prosumator, tot nu-ți convine. Ți se pare că îți dă prea puțin. Să zicem că vorbești cu un vecin care la prânz taie lemne. Georgica îi spui, îți dau ție energia asta că ne înțelegem noi la preț. Sigur vei lua un preț mai bun. Doar că să trimiți energia la el, trebuie să te folosești de rețeaua locală. Adică trimiți energia prin ea. Asta dacă nu tragi tu cabluri, dar nu despre asta vorbim aici. Pentru că energia trece prin cablurile distribuitorului, schimbul de energie se va vedea la contoare. Distribuitorul vede și spune, Georgică, ai luat atâta energie, te costă la prețul pieței. Iar eu văd că ai luat energie de la un vecin. Deci, nu-l mai plătești tu, că îl plătesc eu la valoarea prosumatorului, adică de 4 ori mai mică. Simplu spus, nici tu, nici Georgică n-ați făcut nimic. Dar ce situația tot ți se pare nedreaptă? De data asta, nu ai trimis energia în Turcia. Energia a plecat de la tine la vecin și rețeaua nu a fost folosită pe distanțe mari. De ce să ia bani în rețeaua de distribuție? Energia a fost folosită local, nu a plecat de acolo. Dacă gândești așa, nu e singurul. Mii de oameni din Europa de Vest s-au confruntat cu aceeași problemă. Grupuri locale de producători și consumatori de energie care voiau doar să-și distribuie energia local, între ei, prin intermediul rețelei de distribuție, cu prețuri mai avantajoase, pentru că energia nu era redistribuită la distanțe mari. La remarcile acestora, autoritățile Uniunii Europene au reacționat și au construit o legislație europeană care să facă posibil acest lucru. De ce au făcut-o? Pentru că, surprinzător poate, ajută pe scară largă chiar și rețelele de distribuție. Cum? Sunt sigur că vreți să știți. Iată cum. Ați văzut probabil la știri. Vara aceasta, o mare parte din Spania a suferit o pană majoră de electricitate care a durat câteva ore, lăsând provincii întregi fără curent. Cauza principală nu a fost lipsa de energie, ci dimpotrivă, instabilitatea rețelei din cauza variațiilor mari de producție. În timpul zilei, în Spania, panourile fotovoltaice generează zeci de gigawați, iar această energie trebuie echilibrată constant în funcție de consum. În ziua respectivă, proporția mare de energie solară, combinată cu lipsa sistemelor clasice care oferă inerție electrică, a dus la o rețea mai fragilă și mai sensibilă la fluctuații. Când a apărut o mică dereglare,
rețeaua nu a putut compensa rapid și a cedat. Această situație arată cât de importante sunt mecanismele moderne de reglaj și stocare, astfel încât energia să circule uniform, iar rețeaua să rămână stabilă chiar și atunci când producția din surse regenerabile variază puternic. Concluzia, sistemul de distribuție al energiei are nevoie de mecanisme de reglaj și stocare, dar și trebuie optimizat în așa fel încât să evite schimburi mari de energie în sistem. Ori modelul propus de Uniunea Europeană chiar asta face. Încurajează distribuția locală de energie în așa fel încât să evităm schimburi mari de energie între părți îndepărtate ale sistemului. Iar modul este foarte ingenios, pentru că se reduce la optimizarea unui cost economic. Astfel, Uniunea Europeană spune în esență așa. Orice grup de prosumatori și consumatori poate crea o comunitate de energie. Fiecare consumator sau prosumator are instalat contorul lui de electricitate. Nu își pun cablu dintre ei, folosesc rețeaua distribuitorului deja existentă. La orice moment însă, această comunitate este tratată de rețeaua de electricitate ca un consumator-prosumator obișnuit. Practic, plata și contorizarea finală nu se face individual, ci pe comunitatea întreagă. Astea sunt în esență regulile jocului și de aici rezultă ceea ce vrea Uniunea Europeană. O distribuție a energiei eficientă la nivel local. De ce? Pentru că dacă o comunitate locală optimizează schimbul local de energie, va plăti mai puțin distribuitorului de energie, așa cum vom vedea. E bine de spus încă o dată, comunitățile sunt virtuale. Adică nimeni nu trage fire adiționale de transport. Oamenii nu trebuie să fie vecini, pot fi și la câteva străzi distanță. De fapt, pot intra în aceeași comunitate și magazine. Fizic, nimic nu se schimbă. Contoarele rămân la locul lor, panourile la locul lor și așa mai departe. Tot ce se schimbă e contabilitatea. În loc să înregistreze individual consumatorii sau prosumatorii, compania de distribuție face în fiecare moment suma contoarelor membrilor comunității și trimite doar o singură factură. În acest sistem, de exemplu, eu și vecinul Georgică putem forma o comunitate. Acum, pot pompa la prânz energie în rețea. Contorul meu vede. În același moment însă, Georgică consumă energia asta, iar asta vede contorul lui. E comunitate, deci distribuitorul face sumă, care este zero la fiecare moment. Unul dă, altul ia imediat energie și deci nu e nimic de plătit. E mult mai bine decât situația inițială în care eu urcam energie, eram plătit de 4 ori mai puțin decât prețul pieței și Georgica o folosea și plătea distribuitorul la prețul pieței. Fiecare consumator sau prosumator are instalat contorul lui de electricitate. Nu își pun cablu dintre ei, folosesc rețeaua distribuitorului deja existentă. La orice moment însă, această comunitate este tratată de rețeaua de electricitate ca un consumator-prosumator obișnuit. Practic, plata și contorizarea finală nu se face individual, ci pe comunitatea întreagă. Aici e șmecheria. Să fie bine pentru comunitate, eu trebuie să produc energie în același moment când Georgica o folosește, ca suma celor două contoare, unul pe plus, altul pe minus, să fie zero în orice moment de timp. Concluzia, dacă noi minimizăm costurile, vom sfârși cu o rețea locală echilibrată, ceea ce e bine și pentru distribuitor. Ăsta este unul dintre argumentele principale ale Uniunii Europene. Vine vei spune, păi atunci de ce nu faci tu cu Georgica o comunitate locală? Dacă tot nu tragi niciun fir, nu schimbi niciun contor și totul e contabilitate. De ce? Pentru că sunt și costuri adiționale, cum ar fi costuri de înființare, licențe, autorizări, studii de fezabilitate, dar și costuri de operare, mentenanță și contabilitate. La început, de exemplu, documentul de înființare trebuie să spună clar cum se împart cheltuielile și câștigurile între membrii comunității. Pe parcursul funcționării, cineva, un contabil probabil, trebuie să facă analiza contoarelor și să distribuie costurile sau câștigurile conform înțelegerii. Asta nu mai este treaba distribuitorului, care se uită la comunitatea de energie ca la un singur client pe de-a întregul. În plus, se pot adăuga membrii și pe parcurs, astfel încât înțelegerile se pot modifica. Și mai e un lucru important. Ce sens are să o facem dacă eu și Georgica nu ne vom sincroniza apoi producția și consumul de energie, astfel încât să folosim cât mai mult din energia produsă local și să reducem dependența de rețea în orele de vârf?
Aceasta este toată ideea mecanismului. Pentru a minimiza costurile, o comunitate de energie va ajunge să își autosincronizeze ce produce și consumă, în așa fel încât schimbul de energie cu exteriorul să fie nul la orice moment. Desigur, nul nu se poate în practică, dar se minimizează costurile. Cine ar putea forma în practică comunități de energie în așa fel încât să scadă costurile datorită acestor mecanisme de autocorecție? Un grup de locuitori a unui bloc, de exemplu, care folosesc la comun panourile fotovoltaice de pe bloc și în care există gospodării ce consumă energie la prânz. Desigur, în toate aceste cazuri trebuie luată în calcul și amortizarea investiției. Un studiu recent în Spania scoate în evidență că, pe măsură ce sunt mai mulți membri ai comunității, cu atât este mai bine. În practică, în jur de 100 de membri a fost ideal. Pe de altă parte, existența unui grup de baterii nu este neapărat necesară, spune studiul, așa cum poate ne-am aștepta. Aceasta și datorită costului inițial mai ridicat al investiției. Studiul spune că rolul esențial este jucat de diversitatea consumatorilor din comunitate. Cu cât activitățile membrilor sunt mai variate, la extremă, unii folosesc energia ziua, alții noaptea, unii au pompe de căldură, alții mașini electrice, cu atât mai echilibrat devine fluxul intern de energie. Cu alte cuvinte, comunitățile funcționează bine atunci când producția și consumul se completează reciproc. În final, energia circulă local, între oameni, clădiri și întreprinderi mici. Uniunea Europeană numește acest model prosumator centric. Rețeaua devine o platformă de schimb, nu doar o conductă de energie. Studiul scoate în față și provocările pentru cei care vor să construiască astfel de comunități de energie. Pe lângă costurile administrative și de organizare, comunitățile trebuie să aibă un sistem clar de guvernanță. Trebuie stabilit, de la început, cine gestionează datele, cine face calculele, cine decide cum se împart beneficiile. De aceea, în Spania, au apărut chiar companii specializate care oferă servicii de management pentru astfel de comunități. Rezultatul final? Membrii unei comunități de energie pot economisi între 20% și 40% din factura lunară, în funcție de cât de bine este sincronizat consumul. Dar în România, se pare că aici legislația privind comunitățile de energie este abia la început, dar cadrul european obligă și autoritățile române să o implementeze. De aceea, în unele localități încep să apară proiecte pilot, în sate, în cartiere de blocuri sau în cooperative agricole. Comunitățile de energie vor putea începe cu minim 5 participanți, ci își vor putea împărți energia și resursele de stocare la comun, în cadrul aceluiași oraș comun sau mai bine zis o unitate administrativ-teritorială. Partea de decontare și facturare va fi făcută ori intern, ori printr-un prestator extern, scopul fiind simplificarea în proporție foarte mare. Suplusul sau suplimentarea energiei va fi făcută la prețul pieței pe intervalele orare respective. Tu ce părere ai? Ești interesat de aceste comunități de energie? Scrie-mi, te rog, în comentarii dacă ai vrea mai multe informații, poate mai facem un video. Acesta, sincer, aș fi vrut să fie mai tehnic atunci când am început la el. Pe parcurs însă am realizat că ideea din spatele comunităților de energie este în esență economică. Construcția este de așa natură încât orice comunitate de energie va sfârși prin a optimiza schimbul de energie local, în așa fel încât să minimizeze interacțiunea cu rețeaua și, în final, să plătească mai puțin. Și cu asta am ajuns la sfârșitul videoului de astăzi. Ca de obicei, dacă nu v-ați abonat încă, o puteți face apăsând pe acest buton de abonare. Mă găsiți și pe Patreon, acolo unde, dacă vă abonați la un nivel mai ridicat, puteți să primiți răspunsuri direct pe WhatsApp. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, Voice the School. Numai de bine, la revedere!